pentru frații noștri, pentru românii noștri care au plecat din țară, au părăsit țara și au lăsat familiile și copiii aici în țară și s-au dus pe alte cărări ca să-și câștige pâinea. Credeți că ei au plecat de bine de aici, din această țară? S-au dus acolo, știți de ce? Au ajuns să spele babe la cur. Asta au ajuns românii noștri, diaspora noastră. Pentru ce trebuie să lăsăm acolo? Să vină ei înapoi? Și comuniștii să se ducă la culeți de căpșune și la șterzi babe la cur. Toate piețele Europei, românii trebuie să iasă afară. De 25 de ani de zile, răbdăm, au ajuns să umilească până și românii care au plecat. 3,5 milioane de români au plecat dincolo. Au uitat de țară, de tot, pentru că ei nu au de ce trăi, nu au de ce hrăni familiile. Nu au de ce hrăni copiii. I-au lăsat aici în țară, au fost furtați. Vedeți și dumneavoastră la televizor ce se întâmplă cu acești copii. Ce se întâmplă cu bătrânii. Ce se întâmplă cu mamele. Ce se întâmplă cu tații. Cine face treaba asta? Ciurma roșie! Ăștia sunt ciurma roșie! Jos comuniștii! 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 Merge Tudor! Tăricianu! Călin file de neveste! Dan Diaconescu! S-au transformat în proxeneți politici. S-au vândut și au ieșit și au pus alegătorii să iasă pe centura Bucureștiului să producă. Ăștia sunt Vece Tudor. De unde provine Vece Tudor? Vechiul cântăreț al lui Nicolae Ceaușescu. Ăsta este Vece Tudor. Tăricianu. Păi Tăricianu este om. Păi el este liberal. Cum poate el să se numească liberal? Când el s-a vândut comuniștilor. Pentru ce? Pentru ce? Pentru rușine, Tăricianu! Rușine! Rușine tuturor! Pentru cine? Ce să zică că nu mai votează altcineva? Thank you.
Jos baronii! Veniți cu noi la coadă! Veniți cu noi la coadă! Veniți cu noi la coadă! E ultima coadă! E ultima coadă! Jos guvernul Ponta! 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 Să-și ceară drepturile, respectarea Constituției. 25 de ani de zile au fost siluiți, nu ne-au respectat deloc, au încălcat Constituția în fiecare zi, timp de 25 de ani de zile. Așa ceva nu se mai poate. Și să vină acasă românii care ne-au votat și să-și ceară dreptul la vot, aici cu noi. Pentru că și ei au dreptul să voteze. Aleșii noștri, aleșii noștri, să nu stea acolo degeaba, să vină aici în țara lor. Facem un schimb, să trimitem comuniștii la căpșuni și să aducem diaspora acasă. Asta trebuie să facem. Comuniștii la căpșuni, diaspora acasă. Să-ți drag românii care au plecat, să-ți despartă de familiile lor,
să cerșească, să sufere fric și foame pe dincolo, să fie cerșetorii europeni, noi, dragi români, treziți-vă! Asta au făcut politicienii noștri, aleșii noștri, 25 nu se poate, ăsta este sperjur. Cine răspunde pentru sperjur pe Constituția României? Noi! Venim, stăm capre în fața lor, să ia dracu pe toți. Aici, dacă vine fiecare și trebuie să ne canalizăm cumva, poftim? Mai tare! Mai tare? Ok! Bună seara! Cred că în momente de genul acesta este foarte sănătos să ne canalizăm energia într-o direcție pozitivă. Destul am auzit și știu toți avem supărări, frământări, dar haideți să vorbim și de lucruri bune. Ceea ce faceți este un exemplu de atitudine civică. Bravo! Și decât să mergem în același registru josnic, haideți mai bine să spunem lucruri bune. Este gestul meu și al băiețelului meu de a crede că se poate ceva, de a se schimba ceva înspre bine. Și credem, avem credință, putem, de aia suntem aici și mulțumim diasporei. Faceți în continuare ce ați făcut. Da? Mersi. Da, scurt, vă rog. Vreau și eu să vorbesc. Ați stat la toată, toată vremea copilicilor pentru noi a fost ridicător. Vă mulțumim și vă iubim, dragilor. Și haideți să facem. Împreună putem, vă iubim, dragilor. Și pe voi, studenți, care ați stat la sistem. Haideți să venim multe de gen. Jos comunist! Diaspora, felicitări! Sunteți ai noștri, vă iubim și să fiți în 16 acolo! Pentru românii care sunteți afară, în afara țărilor, în afara granilor, vă rog frumos să vă gândiți de două ori înainte să faceți ceva. Să vă gândiți că asta este grădina Edenului. Asta este țara... ...era către Oltenia și Moldova. Frați români, nu vă lăsați păcăliți de propaganda socialistă. Nu vă lăsați păcăliți de Ion Iliescu, securitatea, comuniștii care ne-au omorât în 1989. Frați olteni și moldoveni, nu mai votați PSD-ul Ciuma Roșie Rusofonă. Ăștia ne-au îngropat în ultimii 25 de ani. PSD-ul Ponta, promit luna de pe cer. PSD-ul Ponta este un grup infracțional. Promit luna de pe cer și nu au făcut nimic în ultimii 2 ani jumate. Votați! Vă rog 5 secunde. Claus Iohannis în 16 noiembrie. Cât de voi, vă așteptăm în 16 să schimbăm țara asta și voi sunteți parte din România. Nu vă descurajați și mergeți să votați și într-un al doilea pentru că se poate. Pentru toți ai mei din diaspora și care au acces la internet, le propun așa: www.statulromania.wordpress.com și o să găsiți plângere penală împotriva statului român făcut de statul România. Adios! Spune! Noi tinerii vrem un președinte care să ne ofere mai multe opinii, mai multe oportunități și un președinte care să facă ceva în țara asta, nu care cel care a fost în urmă și să-și bată joc de noi, să nu ofere nimic și să ne ducă țara în jos mai sus. Cum să ieșiți la vot, acum este șansa noastră. Vreau să-i spun domnului Ponta, dumnealui și el are copii și nepoți și familie. Dacă toți românii vor pleca din cauza pentru că ne este greu și nu mai putem, pentru că se întâmplă ceea ce se întâmplă, când ești un loc de muncă și nu poți să lucrezi pentru că se lucrează, atunci el ce va face când vor pleca toți? Va merge el să lucreze pentru cine? Pentru el? Oare? Corect, bună întrebare. Aici a fost vărsa sânge pentru ca noi să avem dreptul să votăm. Haideți să ne unim cu toții, România, să fim uniți și să mergem la vot. Moldoveni și frați olteni, votați cu capul, nu cu stomacul. Votați libertatea. Stimați români, votați cu cap. Vorba de doamnă, nu cu stomac. Frații noștri, prietenii noștri, colegii noștri au plecat acolo pentru o viață mai bună pentru ei, pentru cei de acasă. Pe 2 noiembrie au vrut să se simtă aproape de România și de români și n-au fost lăsați. Respect pentru ei. Bine, bravo! Ajutați-mă
educație, să facem din țara asta un mai tare. Studenții sunt cu voi! 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 Jos guvernul Ponta! 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 Vă zic sincer de ce am venit eu la coadă? Pentru că am văzut azi când Vadim a ieșit și îl susține pe Ponta cu mesajul amnistie, grațiere pentru corupți și pentru hoți. Deci, votez cu Ponta, ieși cu hoții, votez cu ălălaltul Iohannis, probabil că nu ieși cu hoții și sunt convins că nu-i va elibera. Dar Ponta e clar, asta e direcția. Asta vrem, asta primim. Dar nu se mai ascunde Ponta de ce vrea să facă. Anunță pentru sâmbătă. Asta înseamnă umilință, degradare. Pentru frații noștri, pentru românii noștri care au plecat din țară, au părăsit țara și au lăsat familiile și copiii aici în țară și s-au dus pe alte cărări ca să-și câștige pâinea. Credeți că ei au plecat de bine de aici, din această țară? S-au dus acolo, știți de ce? Au ajuns să spele babe la cur. Asta au ajuns românii noștri, diaspora noastră. Pentru ce trebuie să lăsăm acolo? Să vină ei înapoi? Și comuniștii să se ducă la culeți de căpșune și la șterși babe la cur. Toate piețele Europei, românii trebuie să iasă afară. De 25 de ani de zile, răbdăm, au ajuns să umilească până și românii care au plecat. 3,5 milioane de români au plecat dincolo, au uitat de țară, de tot, pentru că ei nu au de ce trăi, nu au de ce hrăni familiile. Nu au de ce școli copiii, i-au lăsat aici în țară, au fost furtați. Vedeți și dumneavoastră la televizor ce se întâmplă cu acești copii, ce se întâmplă cu bătrânii, ce se întâmplă cu mamele, ce se întâmplă cu tații. Cine face treaba asta? Ciurma roșie! Ăștia sunt ciurma roșie! Jos comuniștii! 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 De ce, Tudor? Tăricianu! Călifile de neveste! Dan Diaconescu! S-au transformat în proxeneți politici! S-au vândut și-au ieșit și-au pus alegătorii să iasă pe centura Bucureștiului să producă. Ăștia sunt Vece Tudor. De unde provine Vece Tudor? Vechiul cântăreț al lui Nicolae Ceaușescu. Ăsta este Vece Tudor. Tăricianu. Păi Tăricianu este om. Păi el este liberal. Cum poate el să se numească liberal când el s-a vândut comuniștilor? Pentru ce? Pentru ce? Rușine, Tăricianu! Rușine! Rușine tuturor! Pentru cinci neveste! Astăzi a ieșit să ne spună că ei muncesc. Păi ei ce muncesc ei? Pentru că ei au scos banii care i-au furat 10 ani de zile. Au fost rugați să iasă afară, să stea în spate. Trebuie să facă curățenie. Asta este realitatea. Nu numai într-un partid, în toate partidele. Numai excroci, bandiți, lichele, securiști, comuniști, tot ce vreți. Ăștia trebuie să plece și Timișoara trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest sens. De fruncea țării! Nu e vorba de fruncea țării! Se instituie un tribunal penal pentru... Nu vedeți ce se întâmplă în Basarabia? Tribunal penal pentru... Ce se întâmplă în Basarabia? Au votat cu roșii! Păi așa vor ei să intre Uniunea Europeană, cu vize puse la Kremlin? De la Haga să-și facă datoria! Guvernul Ponta! Jos guvernul Ponta! Jos guvernul Ponta! Jos guvernul Ponta! Jos guvernul Ponta! Ponta comunistu! 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 Să voteze, lăsați-i să voteze!
Asta vă spun și lor. O să facă în așa fel încât să cadă softul și nu o să mai poată să-și ia românii formularele online. Asta se va întâmpla. Asta se poate întâmpla, dar hai să nu cobim. Hai să sperăm că vor reuși să voteze. Sâmbătă, ora 18. Timișorei sunt așteptați aici în Piața Operei. Anunțați-vă prietenii, colegii de servici, neamurile, rudele. Trebuie să demolăm guvernul mafiot. Trebuie să demolăm acest guvern penal. Trebuie să ne scăpăm după 25 de ani de ciuma roșie. De Ion Iliescu, PSD. Cine e bun? Cine e bun?